În ultimii ani, costul de a secvența genomul uman a scăzut foarte mult și o campanie americană a folosit din plin acest aspect pentru a exploata potențialul unui vaccin anticancer. Compania Moderna Therapeutic a strâns țesut canceros de la 1 mm³ prelevat de la un pacient din cadrul testelor clinice. Codul genetic a fost scanat și comparat cu o monstră de sânge care a ajutat la observarea schimbărilor cauzate de cancer. Informația a fost utilizată pentru a produce o listă de 20 de proteine care au fost legate de cancerul pacientului. Savanții au creat șabloane de ADN pentru a realiza editările necesare, apoi acestea au fost copiate pe ARN, care au fost administrate prin injecție. Un tratament universal creat pentru a ajuta sistemul imunitar al pacientului să identifice cancerul ca obiect străin și să-l atace, ar putea deveni o armă de bază al arsenalului oncologilor, a precizat Howard Burris, autor principal al studiului. Este o cale lungă până când un astfel de vaccin va putea fi folosit la scară largă, dacă acest lucru se va întâmpla până la urmă. Testele sunt abia la început și este mult prea devreme pentru a ajunge la orice fel de concluzie. Cert este că 90 de pacienți vor participa la seria de teste clinice ale companiei din Statele Unite, iar rezultatele inițiale vor fi disponibile la sfârșitul anului 2018.